definitivă și irevocabilă la, mă rog, Curtea de Apel și dacă nu se ataca mai departe această decizie, și apoi să fie date aceste... Normalul ăsta la latitudinea cui e? Nu e o lege? Nu era obligat să aștepte ultima decizie a instanței? Ba, există o obligație, categoric. Și din atunci cu ce de drept vedere, șeful casei de pensii? Managerul a greșit. Eu asta cred. Și nu plătește pentru asta? Păi vom vedea. Eu cred că ar trebui să plătească, sigur că da, pentru că în mod normal punerea în practică a unei hotărâri judecătorești care nu este definitivă este o greșeală, este o culpă. E atât de mare foamea de bani, domnule Spânu, că oamenii ăștia nici măcar n-așteaptă o decizie definitivă din partea justiției. Își auto-arogă sporuri în valoare de 38.000 de lei vechi, pardon, lei noi. Așa se pare. Deci și pe mine mă uluiesc aceste sume. Vă uluiesc sumele sau reacțiile celor de acolo? I-ați văzut? Nu, prima dată mă uluiește ca sumă. Adică nu pot să-mi închipui ce sporuri nu s-au dat să ajungă la astfel de sume. Doi, reacția. Probabil că directorul respectiv este unul din cei care urmează să pensioneze foarte repede și a spus, până aștept eu să termini procesul, ia să-mi dau eu bănuți acum și o-i mai vedea eu ce se întâmplă după asta. Deci aici doamna de la reprezentanta Ministerului Muncii ar fi trebuit să se intereseze și să ia o măsură fermă. Pentru că sunt în subordinea... Nu mai sunteți reprezentant al Ministerului Muncii, dar probabil ne puteți spune de ce fel de sporuri e vorba, sunt niște sume atât de mari. Deci este posibil să fie vorba de sporurile de confidențialitate. Să nu uităm că mulți dintre cei care lucrează la casele de pensii... La cât se ridică sporul de confidențialitate la o casă de pensii? Eu știu că sporul este până la 15%, cam așa este cuprins, dar era vorba de sumele acestea, erau pe 4 ani. Cumulate. Acum să vă spun un lucru. Eu consider că trebuie de confidențialitate la Casa de Pensii. De ce? Pentru că au acces la bazele de date. Baze de date care conțin toate datele confidențiale ale persoanelor și eu consider că ar trebui să existe într-adevăr o lege unică de salarizare, dar legea unică nu înseamnă o egalizare. În funcție de a salariilor, înseamnă că fiecare ar trebui să aibă sporuri, mai multe sau mai puține, în funcție de gradul, de pregătirea, de răspunderea pe care o are. Da, dar un spor de confidențialitate ar trebui să aibă și doamnele care lucrează la Rom Telecom, la serviciul de informații? Nu, care poate nu, că n-au bazele de date, dânsele, cele care răspund la telefon. Dar nu face parte din fișa postului? De la... Ar trebui să aibă primul ministru sau președintele țării care pot accepta... nu fidelitate. De confidențialitate. Păi numai puțin, iertați-mă, nu punem în aceeași balanță o persoană aleasă numită cu funcționarul public. Să știți că eu cred în faptul că trebuie să existe un număr de funcționari publici bine pregătiți, care să aibă anumite drepturi, dar și obligații, asta nu înseamnă... Dar să și eu cred același lucru, doamnă. Dar noi am inventat tot felul de sporuri ca să putem plăti mai mult. Să știți că legea funcționarului public a fost făcută nu de numai de guvernele care au fost, că a fost făcută mai de mult. A fost făcută cu asistență tehnică din afară, tocmai ca să fie o lege echilibrată și... Problema este dacă noi am respectat cine au spus experții străini în lege. Și dacă n-am schimbat-o de la o zi la alta. Imaginile sunt în direct.